Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor informează despre instituirea restricțiilor provizorii de circulație pe drumurile naționale a mijloacelor de transport de mare tonaj, cu greutate de peste 20 de tone, pentru intervalul orar 10:00-20:00, în cazul înregistrării temperaturii aerului de peste 30 de grade Celsius. Potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, măsura restricționării circulației rutiere a fost luată pentru protejarea sectoarelor de drumă asfaltat și respectiv evitarea în perioada canicolei a producerii de majore. Restricțiile instituite nu se referă la vehiculele care efectuează transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală sau cele care participă la intervenții în caz de forță majoră, cele dotate cu echipamente de prim ajutor și sau antrenate la prevenirea lichidarea situațiilor excepționale, vehiculele destinate transporturilor de mărfuri sub temperatură Controlată și cele antrenate la reabilitarea drumurilor în limitele șantierilor de construcție.